acum aveți un transfer care vă invadează pagina de Facebook. Amaoas? Da, nu știu cum îl cheamă. Dar știu de unde vine. E o aventură interesantă. Acosta nu era. Dispăruse din radarul nostru. Nu știu, el nu găsea nimeni și aveam, cum spun, o aparatură ultramodernă. Nu nimeni era nimeni, nu mai răspundea nimic. A revenit, a semnat contractul la noi. El așa un super fotbalist, numai că vorbeam cu cineva, domnule, el a văzut așa la căldură, știți? Când vine la aici, îi trebuie izmene din prima zi, că nu-i șagă. Se văd cum se adaptează. E un super jucător, super jucător. E foarte iubit acolo. Cred că are ceva special, o să-l văd. E extraordinar de iubit. Extraordinar iubit, da, că nu o fac ăștia la Plesneală. Putușan, cum spune, Putușan este... Că dacă mi-au aflat numărul meu telefon, dau mesaje, mie personal, eu nu înțelegeam ce era la Putușan. Prezidente, iubire, Siria e cu tine, noi, orașul, pune tricouri. Păi, extraordinar. E un moment care trebuie să-l tratăm, apropo de ce am urat din neon. Dacă nu tratezi, da, aici este o bombă nucleară de marketing. Trebuie să cum ieșim. Câte de copii să puteți vinde cu el în ție? Voi, de capul meu, dar mă duc, fac magazin acolo. De cuvântul meu. Nu, serios vorbesc. Știe președintele meu, că a zis, da, ce mai e nebunit? Băi, omule. Păi da, tu nu înțelegi el cumpărător de Siria, câți au ăștia? 20 milioane locuitori, 10 milioane de tricouri, 100 aia care e 10 milioane de ori, mai tare decât tăți mă urățai la loc. Ce cu tine? Du-te acolo, tu, ce le vin? Eu? Mă duc eu cu tine, doi o tarabă, vin din Alba, pa, poze, ce doamne iartă, mă? Exagerez puțin, dar este o pârtie pe care dacă noi exploatăm, suntem proști. Punct. Știi ce înseamnă să fii prost? Puțin, nu. Nu, dar punctul ăsta are bun cu el. Nu, e media mea, acolo, la 5-6 mii. Nu, are niște condiții de plecare, mult mai interesante, cu niște salturi valorice pentru el, adică am făcut o construcție în așa fel încât să-l pună, îmi place asta la rezultat. Adică câștigăm la rezultat, că dacă n-ai făcut rezultat, n-ai cum. Și atunci el s-a angajat aici, s-a angajat și e formidabil interesant. Am să văd să fie bun, să joace, de 2-3 goluri, faie, dacă dă 5 goluri, vine Siria la votul. Mutăm. O să vedeți dacă nu fac eu un charter direct cu 500 spectatori în fiecare zi din acolo. Nu știu, aia. Nu, dar formula să adapteze, faptul că a venit, e lucru mare pentru mine și am văzut cum îl construim. Dar cum e o întâmplare fericită. Pe principiul ăsta, că vin la Botoșani să lanseze, că aici e aerodromul. Și mi l-a spus prietenul meu de la Cluj, impresarul Moruțan. El nu l-a dus. Da, Valer, am o bombă pentru matare. Zic, băi, ce dracu, mă pui în casă? Nu, aoleo, ia să-l văd. N-am văzut. Eu când am văzut, mi-mi plac exploziile astea, știți? Așa că spun, mamă, nu pot să cred. L-am dat lui Marius. Ane, Valer, vin la noi. Ha, mă, tu n-auzi, ce dracu, o vin la noi, Fabrin, vine asta. Vine toți la noi, nu pot să cred. După aia erau cârcotași și au cumva, m-am mișto mie. Aia, știa, mea, că nu vine. Eram disperat acum o săptămână, când nu-l prindea radarul, știți? Și când apaca, apăt un mesaj. Am avut o problemă, bine, la ei problemele au fost mari, acolo, cat se întorc, adică nu e săracul. Dar jucată națională, a dat gol, a fost omul meciului. A fost omul meciului, nu știu ce a jucat, că Siria cu Butcun 1-0, golul lui, adică e... Cristian Navigane. El vine antrenat. Mă repet, dacă ninge, se văd cum îl protejez de... Da. Nu înțelegeți că în Siria e sport național fără Botoșani. Putușaniu apare pe harta Siria măcar mai tare decât... Știau de World Trade Center, de asta știu, am știut de Botoșani.